Ia să vedem cine se strânge aici la live-ul ăsta, acesta minunat cu noi băieți. Vreau să vă anunț că sunt foarte răcit. Și când zic foarte răcit, le copză de răcit. Sunt capturat aici, după cum ați văzut și în episod. Ciocat, îmi trimite poze cu burger. Uitați-mă cât ciocată la ora asta, burger mâncă el. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram, băieți. Precol Gaming și o să citesc pe ultimul care mi-a dat follow, este... Underline Florin, Underline 05, mulțumesc Florin de follow pe Instagram. Ce faceți băieți, cum sunteți? Salutare la toată lumea pe chat, salut Ionită, Cosmin, Marian, Alin, Lucian, salutare Ticule, Luca, Cristian, Cazi, te pup, Congo, Marius, Siara, Sebastian, George, Denis, Roberto, Denis, Alexandru, Ionuț, Darius, Fabian, Marcel, Roberto, Denisa, Florin, Rix, Mircea, Alex, Lori, salut, Lori, este pup, Mihaela, Mădălin, Vali, salut! Vă salut pe toți, bine ați venit pe live! Băi, știți din episod că am fost capturați de această mafie, a.k.a. mafia neagră, a.k.a. mafia italiană. Practic sunt niște italieni acolo, dar sunt și. Voi vii pe toți să apăsați butonul de like, bineînțeles. Vă rog frumos să apăsați tot butonul de like și o să încercăm să ieșim de aici. Vă dați seama, bineînțeles, suntem prizonieri aici de ceva timp și o să vrem să ieșim. Ia uite. Și că de două zile s-au de mâncă și o de azi dimineața aici. Sau poate mai au pe altcineva. Mai nebun. Mai uit ce vrei. E, da, banul Cipirău, da, mă, a fost o fază, băieți. La mine a fost totul random, gen, nu știam cine e. Eram în alt roleplay, eram cu Gigi într-un roleplay, pe acolo aveam nevoie de telefon. Mă duc la ăla, ăla vorbea orice, adminul ăla. A fost total pe lângă, gen. Am înțeles că i-au scos băieții banul de era. N-a fost nimica cu intenție, a fost doar o fază. Oh, bună seara, domnilor! Bună seara, bună seara! Unde este Cici? A fost dus a trebuit să ducem niște altă antrenamente. Cameră. Ce antrenamente? Într-o altă cameră. Nu cred că putem vorbi. Ce s-a întâmplat? Ce treabă aveți cu mine? Ți-e foame sau nu ți-e foame? Eu zic să facem un fel următor. Intrați câte unul aici înăuntru cu mine să vedem care mă puteți dovedi. Vă ține? Bre, îți dau direct tu ăsta, hai du-te. Nu. Hai, vino cu aici. Du-te, bre! Hai, nu, hai că mă duc. Te duci tu? Sau mă duc? Hai, lăsați-mă pe mine că tot m-am dus. Lasă-l pe la ultimul. Bă, stai mă, voi veniți doi peste mine, mă. Ieși afară, afară tu, ți-am să ieși afară tu, bă, nu mă asculti, mă? Ești pregătit, mă? Da. 3, 2, 1 și... Suntem bezminte, bravo, bravo. Bă, te ridici a doua oară și te bați și a doua oară, ești nebun? Bă, mă bate, mă, fătuși! Au, iar mâric. Te mai ridici odată, te bat și a treia oară. Băi, și a treia oară, mă, te bat. Bă, nu! Ia, stai, mă, jos, altul! Sări borșul din el. Scoteți-l afară și intrați altul aici. M-o dărâma de două ori. Au. Aolo. Duceți-l la medic. Hai mă, scoteți-l afară așa, care intră cu mine aici? Să vedem, îmi câștig pâinea pastă sau nu? Eu! Hai, vină încă. Trebuie să sare un pic, mă, ăsta cu pan, cu Adidas. Mă ridic. Hai. Au! Hai sus! Nu pot să mă ridic așa, trebuie să... Ce-ai făcut, mă, Romeo? Pe area. Avem o area foarte mare. Mai avem unul pe hai, care bre. Trebuie să-l scoatem de aici. Acum, stapă. Hai bre, imediat.
Vrei să revină la peste tine, bă. Păi de ce fugi, mă? Ți-e frică? Ce fugi, bă? Aoleu! Bre, bre, gata! Bre, 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 mâinile sus! Bre, bre, gata, gata! Gata, 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 gata! Ia gata, mâinile sus! Ăla, ăla l-a tras ventilația! Bă, ajutor! Intră înăuntru! Gata, mă iertați, mă iertați! Ești bine, bre? Te plec că l-ajut eu! Și acum haideți că intru eu să ne batem amândoi, lăsați mâinile jos și acum hai să ne batem. 3, 2, 1... Stați, și... domnul! Bă, ieși afară. Aștept, aștept. Zice, domnul, acum? Când vrei tu, viața mea. 3, 2, 1... Pe ăla puteți să și-l mâncați, că eu nu mă supăr. Colegul e afară. Aaaa! Bă, place unii... să luați bătaie, bă. A, unii e ăla? Băi, luați-l și pe ăsta afară, bă. Bă, vedeți că la viața mea m-am bătut și eu pe aici pe acolo, înțelegeți? Te-ai bătut pe naibă, da. Că am bătut de mai intr-o dată aici acolo. Dacă te ține. Mai intr-o dată aici să mă văd dacă mă mai dobor vreodată. Bă, le discăteți, ești mâine afară. Luați-l pe ăsta afară. Băi, dar fii atent, mă asculti? Da. Îmi dau și o bandaj după fiecare rundă, dai și tu bandaj după fiecare rundă. Perfect. Luați-l pe ăsta, băiți. N-auziți? Cruciuliță, te duc că mi-e frică. Să ia cineva gunoiul, vă rog. Că e la mine în celulă curată. Imediat o să veniți să mai luați o, nu? La când? Față-n față, hai. Hai, 3, 2... 1 și mamă. Dă-i, dă-i. Hai mă să te vom, hai mă. Hai mă odată, dă-i tare. Mamă, are ăla. Mamă. Ce ai făcut, boss? Intră tu că pe mine mă bufnește așa. Bufnește arbure. Aaaa, ajutor. Bă, dar ce-i odată? Circudată, bă. Bă, ce da. Bă, eu zic că mi-am câștigat mâncarea pe astăzi. Aduceți-mă mâncarea. Du-te tu, du-te. Stați-vă, uitați. Mă duc odată? Lasă-mă aici, că dacă iar mă duc. Dacă mi-ai și eu, frate. Bă, numai mă, gata, eu nu, crez, nu credeți că mi-am câștigat pâinea? Să mănânc și eu? Se câștiga, ia de aici, bă. Fii atent ce am aici. Haideți, aduceți-i gândați la cuptor cu piure de acum o lună. Hai, Gigi, salut! Da, da, da. Și carnea aia de bombalou, adu-o. Îi lasă aici, jos, mâncarea. Aruncă eu pe jos. Dă-mă aici, băi. Aruncă eu mă pe jos, las-o jos. Bă, dar așa cru suntem, mă, aruncă mâncarea pe jos. Lasă-mă să mănânce de pe jos. Ia, nene, magă, pagă. Gata, mulțumesc. Sau să mănânc și eu liniștit aici. Am văzut carnea de bombalou în geantă. Bă, dar noi de fapt i-am aia, dat cocaină, bă. Tu, bă. Asta o să ne bat pe toți după aia. Eu ce bag în trăs, mă, Mihalicu. Ce fain e bandul, bandul, la ce te referi, Gigi? La gândaci? Zi, mă. Da, domnule, nu știu că există făină de gândaci acum. Foarte bună. Salut, Iulian, te pup, salutare. Ce mai ești, bă, Peric, mă, ții minte, Iulian, hai Derek, cum să nu te ții minte? Auzi, mă, da. Ai niște gloanți. Colegul, stai puțin să trebuie să dau ceva puțin la domnul. Poftim? Partea mea. Adică stai puțin, le-am luat. Stai, cum a bătut. Lasă-l aici jos, lasă aici jos. Nu te așa. Vezi că te provoc chiar, stai cu minte. Gata, am să. Băi, vezi că poate te trezești cu electroshow. Ia, scuze. Salut, moșule, salut. Te-am bătut de două ori, stai cu minte că nu e așa. Hai băi, hai să lăsăm să mănânci. Hai, hai. Mănânc burger, mă, eu n-am trebuit. Mănânc burger, mă, băieți, mănânc bine aici. Bă, nu-ți dai seama că e Andrex? Păi cum să-mi dau seama că Andrex dacă are mască pe față, băieți? Ia auziți că cică suntem 800 de persoane și n-avem like-uri necesare. Cum puteți să intrați pe live aici la mine, băieți, și să n-apăsați butonul așa de like? Vi se pare corect ceea ce se întâmplă? Ia ziceți, vi se pare corect ceea ce se întâmplă? Iulian, vii după tine. Băi, Iuliane, dacă reușești să mă scoți de aici, ești cel mai șmecher.
înapoi, hai. 1. Hai de 5 ori. 1. Hai, este începutul de al doilea. Hai de 2. Mamă, de ce faci? Mai am numărul tău, mă, Iuliane. Hai, hai, hai. Ăsta e numărul tău. Hai, 4. Vocea? Să nu păi seara cum pot face rost de arme. George, îți trebuie bani și sună traficant, să traficați de arme care vând. Hai, Iuliane, că am făcut treabă și cu tine. Dă-i mă, bagă, bagă! Păi cum să fac eu, mă, să mă ascund, mă, cumva? Nu mai pot, domnul, a făcut că clipcinci, nu mai pot, sunt frâns. Hai de să-l ducem acolo, la șeful. Hai să-l ducem la șeful. Hai de să-l ducem la șeful. Hai, la șeful. Da, așa a zis. Da. Să-l ducem acolo. Aveți grijă aici la ușă. Te să-i dacă... Domnul! Bre, lasă-mă pe mine. Bă, unde e? Unde e, bă, ăla? Unde e? Bă, tu-l vezi, mă? Unde e? Unde e ăla, mă? Bă, cum de-i cu Siva, zici? Unde e, colegul? Unde e, domnul? Bă, unde e, mă, ăla, mă? Bă, ăsta... Unde e? Uite-l, mă, aici la WC-ul, mă. Bă, mi s-a făcut rău puțin de la mâncare, că am mâncat multă. Domnul, haideți, cum ești spus și aici și tăvară. Făce-vă la șef. Haideți afară. Hai că ai vizite, hai. A venit și ea să mă viziteze? Da. Da. Mama ta. Nu pe acolo, nu pe acolo. Ba da, pe aici. Bă, taci, mă. Aici, bă. Bă, la tot timpul. Stai capul și ți-l... Bă, la și le pensat de dimineață. Îi ziceau ăștia, taci, bă. Uitați-vă la episodul dimineața să vedeți cum îi zice lui ăsta în episod. Taci, bă, ăsta în fiecare episod trebuie să tacă săracul. Dar și numai bălării îi scoate pe gură. Pop, aia era o gumă pe jos. Te-ai împiedicat, să știi. Mă, dar urât faci când te împiedici. Ia-o pe aia. Bă! Gata, nu mai fac. Dă-i un pumn. Vino, mă, încoa. Dă-i un pumn. Vezi că sar la bătaie. Bă, terminați, bă, lăsați-l, mă, că l-o chema șeful, gata. Îi dau un punct. Doi să rămână afară aici, la ușă. Pă, cine-i ăsta? Hai, ceilalți afară. Bună seara. Colegul, rămâi tu poziție până aici. Cum ai dormit? Sau ce ai făcut în celul ăla acolo? Bine. Am mâncat, am băut. S-au dat de mâncare? A trebuit să o câștig, a trebuit să mă bat cu câteva persoane ca să pot câștiga. Păi cine e ăla, bă? Șeful, i-am dat mâncarea lui... Stă ca șef, bă, capul... Rechinu. Lasă arma ăla, care o are pe capul lui. Domnul Chilios. Lasă arma, dietul capul. Pistola, jos. Cațu. Rumenii de merda, dacă am capit un da. Chiam purit. Nu am vorbit cu tine. Da, sigur că vă aud. Tudor e? Da, poți să închizi, da. Nu știu dacă ai făcut cunoștință cu rechinul meu. N-am făcut din fericire. El se numește Jimmy. Și nu prea mai mâncat de 2 săptămâni. Aolo, sunt răci, băiți. Ar fi perfect.
Cum o să mănânce, nu? Ce zici? Păi eu cred că ar trebui pedepsiți cei care i-au luat mâncarea. Păi atunci tu să fii ăla. Lingurar? Sănătate, mulțumesc mult. Dar eu nu i-au luat mâncarea, domnul. Adică am înțeles de la colegii mei, tu i-ai mâncat-o. Nu. Ei mi-au adus mâncare și au zis că e gândace. Și râdeau de mine, eu am mâncat. Vezi și de fapt ce-i mă. Tu ai vrea să scap de aici cu viață sau nu? Sigur că da. Viața mea este neprețuită. Băieți, vedeți că suntem 1000 de persoane pe live și avem 500 de like-uri. O să dau foarte multe informații din orașul ăsta și mai presus decât orice. Îți pot aduce bani mulți, îți pot da bani mulți. Tu crezi că mă interesează de informațiile tale? Bani? Banii tăi. Atunci? Altceva. Lăsați panul jos. Haine, nu face că ne le mănâncă, ce? Nu, să nu mănâncă jos pe mine. Cum se zice rumenul. Dacă nu faci nimic greșit, nu se va întâmpla nimic cu tine. Mi-e frică. Oh, nu-i frică. Ăla cu mască e ciocolată? Ce-i ciocolată? Toți au mască. Domnul, e... Așteptăm că un răspuns, dacă nu o să te împușcă și o să te dau la rachet. La Jimmy, de fapt. Stați un pic, domnule. Nu v-ați prezentat, nu știu și eu cu cine vorbesc. Trebuie să-l lăsă văd dacă îl păcălesc. Că trebuie să mă prezint? Ca să îmi spui un răspuns? Păi, să știu și eu cu cine vorbesc. E ciocată? E ciocată cu ciocatele din picioare? Spui... Fii atent aici că folosesc asta. Domnul, vreau să știu cum vă numiți, deoarece am fost foarte trădat în ultima vreme. Au existat cazuri când anumite persoane pe care le știam veneau îmbrăcate puțin diferit, dar își păstrau esența numelor sale, înțelegeți? Adică dacă pe unul l-ar chema, nu știu cum să zic, Curelușe și el ar avea la el o curea, atunci, înțelegeți, nu... Uite-te în fața mea. Nu cred că e cazul, domnul. Nu aș vrea să văd cine sunteți, să se întâmple ceva, Doamne ferește. Dar asta... Eu mă refer că... Cum să vă zic eu să mă înțelegeți? Am avut foarte mulți oameni care m-au trădat, oameni de mei la care țineam. Și v-am zis, ei aveau câte o curelușă sau niște papuși diferiți față de alții. Apoi se îmbrăcau un oameni care să mă trădeze, dar își păstrau acea mică chestie acolo. Și eu îmi dădeam seama, mă uitam, știți cum e, te cunosc după sandale. Deci o cată zic, ia să le mă-și dă seama? Parcă vă găsi și le scoate. Nu înțeleg ce vrei să spui, domnul Chilescu. Ți-am spus cum poți să mă numești. Cum vă numesc? Mister. Mister, domnul Mister. Eu îmi doresc foarte mult ca să trăiesc, să știți. O să fac tot ceea ce îmi spune să fac, să știți. Dacă trebuie să fac ceva, o să fac tot ceea ce îmi spuneți. O să vă dau tot ceea ce îmi cereți, pentru că... Mi-e foarte frică și nu vreau să mor. Te cunosc după pălărie. Iată, domnul... Bebe. Nu știe cum mă cheamă nebunul. Da? Am înțeles că ești foarte bogat. V-am spus, pot să vă ofer o sumă
considerabilă de bani. Puteți să ne fie în schimbul să eu să vă las să-mi dați 100 de miliarde de dolari. Să-l împuș pe ăsta constant. De glob sunt capă, greșesc. 100 de miliarde? Da. M-ați auzit. În cât timp ar trebui să vă aduc banii aceștia? Într-o oră. Din păcate, nu pot să fac rost de acest, de atâția bani într-un timp foarte scurt, extrem de scurt. Atunci o să te pregătim pentru Jimmy. Nu, șeful, dacă nu-i convine, scade din timp, ușor, ușor. Și zic eu că o să-i convină. Aia zic. Da, și că-ți par din țier în celulă. 55 de minute. Timpul începe, deja început. Eu zic să te grăbești. Păi să mă duc să vă aduc banii? 50 de minute, nu te-ai întors, nu singur, stai așa. Să mergi cu doi colegi de mei. Sau cu mai mulți. Eu să fiu mereu urmărit. Bombi. Mete-l una telecamera. Pe tine te-o să gata. Nu știu eu, Bombi. Vezi cum vorbești, mă. Oh. Dar ce are Bombi? Vicențo. Meti-l una telecamera sub corna. O să vă punem un GPS. O să vă punem un GPS și o telecamera. De să spun asta la... O să văd tot ce o să faci. Toate, mă, cu fața la mine. Dacă încerci să scoți acea telecamera... Cu cine seamănă ăsta, băi? Jos, sau GPS-ul. O să venim după tine și o să te împușcăm direct, ai înțeles, domnul? Am înțeles, domnul mister, sigur. Așa. Păi cine e ăsta, mă, băieți? Vedeți că mai aveți 50 de minute. Hai. Am plecat! Du-l afară, du-l afară. Hai, 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 timpul trece, timpul trece. Bă, trebuie să le aduc bani, dar știți că știți ce e în capul meu, băieți, nu? Numai cum să scap mai repede, adică nici de cum să... 2, 3. Hai, hai. De p*** mă iei. Bă, vezi cum vorbești. Au. Păi vezi că șeful tău mă avea viu. Hai, hai. Urcă. Eu trebuie să-i păcălesc pe ăștia, mă, să scap de ei. Trebuie să scap de ei, băieți. Mă înțelegeți? Trebuie să scap de ei. Ah, că aici am scăpat dacă e. Trebuie să scap de ei, băieți, înțelegeți? Trebuie să dăm un pic drumul la chat, că am impresia că... Aolo, timpul e scurt, iertați! Mă grăbesc să ajung acasă! Aolo! Hai că-i pierd aici, băiți! I-am pierdut, băieți, gata. Hai că i-am pierdut, ăla e. Hai că i-am... Olo, i-am pierdut. Nu știu cine este de mă claxează, dar am treabă. Hai, pot să scamu pe aici, băieți. Trebuie să ajung la casă, băieți. Mamă, tot sună cineva, frate.
Alo. Alo. De ce încerca să fugi de colegii mei? Unde ești? Mă duc să fac rost de bani, domnul mister. Și de ce nu mai sunt colegii mei în spatele tău? Păi... Bă, tu mă iei la mișto, mă. Domnul mister, ascultați-mă cu atenție. Crezi că poți să scapi tu așa, mă? Domnule, cred că domnii n-au fost destul de pregătiți ca să se țină după mine din cauza aceasta. Acesta este motivul. Cum ai tu curat să-mi spui mie că oamenii mei nu sunt pregătiți? Nu vreau să vă jignesc, dar... Pentru asta, încă 1.000.000 în plus. Ok. Atent cum vorbești cu oamenii mei. Sunt foarte buni, avem și oameni extraordinar de buni. Eu sunt de fapt puțin mai bun, dar să zic mai rău, puțin mai slab decât ei. Exact. Mai ai 45 de minute. Acum. Trag în tine. Bă, parcă mi-a pus microfonul ăla, sper că nu m-a auzit. Iuliane, nu pot să te iau acum, băiți. Bă, am intrat în zona asta de... Zipoșel Nahui. Sau suca bleat. Păi da, mă, astea sunt în rusește, nu? Sau ucraineană ceva. Bine, 100% rusește. Da, hai, da, hui! Ai pus să trebuie pe aici, pe undeva? Dat fiind faptul, băieți, că o să fim atacați în cel mai scurt timp, n-avem ce face decât să atacăm și noi la rândul nostru, înțelegeți? Dar acum vă întreb eu pe voi, băieți. Ce facem noi în condițiile astea, băieți? Ziceți voi ce vreți să facem? Să mergem să-i atacăm cu mafia Curcubeu, să mergem pe ei? Sau să încerc să-i păcălesc cumva? Să le dau bani falși? Sau să le dau banii și să scăpăm de ei, gen? Dacă le dau banii, scăpăm de ei pe bune, gen? Adică, na. Ăla pare un mafiot destul de corect. Fii atent aici, facem un fel următor. Cine vrea să luăm mafia și să mergem peste ei, să apese butonul de like. Iar acum, cine vrea să mergem și să-l păcălim, să apese butonul de like. Cine nu dă like și subscribe, mărăruia tata lui! Și acum, gen, ultima fază, cine vrea să îi dăm banii pe bune, să apese butonul de like. Bă, unde e toată lumea, mă? Unde e toată lumea? Alexandra, bre, Alexandra. Bă, unde e toată lumea, bă? Unde puști? Pușcaia, pușcaia. Chemați-i pe toți aici, chemați-i pe toți aici. Alo, da. Bă, Cheliosule, tu crezi că mă faci pe mine prost? Nu, dar cine a zis asta, mister? Ce mi-ai spus atunci când ți-am închis telefonul? Tu ai uitat că am microfonul pe tine. Cu cine vorbești atât la telefon? Ia spune. Mi-a dat mereu ocupat până acum. Dar n-am vorbit la telefon, m-a sunat cineva, dar n-am răspuns. Că pentru mine un singur lucru important acum. Să-ți aduc banii, domnul mister. 37 de minute. Și atent cu la ce vorbești. Eu mereu te aud. Da, șeful, să trăiți. Sigur, domnul mister, sigur. Chelios Bombalou. I-am închis în asta. Salut, și am făcut și eu un an de când sunt membru. Respectiv, voi susține în continuare, te pup. Mă sună Andrex. Da? Ce faci, neabe? Nu, tu ce faci? Unde ești? Îți
Ghici, unde sunt? Te caci. Da. Eram sigur. Eram sigur, fii atent. Trebuie să fără repede roze niște bani. Câți bani ai luat? N-am foarte mulți, că mi-am luat o mașină. Ba, cum mai ies din casă? Mai am niște bani, mai am niște bani în ăsta. Stai așa un pic să văd. Mamă, aici bani, mai am niște bani. Trebuie să mergem neapărat la un jaf. Vino repede să mergem la un jaf. Că sunt aici la bani. Hai, vino, vino și vorbim afară, acum. Pa. Hai să-mi dai și mie niște bandaje. Un magazin bandaje, ce? Să-ți se pare că am fața de magazin sau ce? Scrie profi pe mine sau ce? Ce scuze? Tot aici. Băi, trebuie să mergem neapărat la un jaf. Am picat într-o problemă gravă rău de tot. Ce problemă, bebe? Ce s-a întâmplat? Da, îi datorez cuiva o sumă foarte mare de bani. Da. Băi, Andrei, scuze-mă, bără, te aștept pe tare, frate. Poate strângem de la mână la mână și... Nu, e foarte mult. Băi, tu care ești, mă, cu ăsta? Uite-o, mă, dar după că ai fugit de mine. Care tu? Iulian. Ok, am luat, e perfect. Păi nu știam, am vorbit, m-am văzut că mă sunt, dar nu puteam să răspund. Păi ți-am sunat, dar te-am și claxonat. Da, nu am văzut, că nu știam cu cine e, mă grăbeam să ajung acasă, că trebuie să... Tu mai ești polițist? Nu, nu. Dacă vrei, poți să vii să ne ajuți la jaf, am nevoie neapărat să merg să dau jaf ăsta, să fac rost de bani. Care? Ce? Câți bani trebuie să faci, nevoie? Dacă vă zic, leșinați. Chiar te rog, Alin. Hai că mă spune așa poziție. Ciocată, unde e? Aici, și cu băieții în albastru ce e pe aici, mă? Stau băieții în albastru, se plimbă printre noi, nimeni nu zice nimic. Eu sunt freașcă pe voi. Ăștia din mașina asta, uite. Bă, cu voi ce e aici, mă, băieți? Salut, domnul Bebe. Ce e cu voi aici? Noi... Dați-vă jos, dați-vă jos. Nu, tocmai plecăm. Dați-vă jos, am zis. Jos, nu vedeți că avem arme în mână? Și eu ananas, eu ananas. Da, și celălalt să se dea jos. Ăla crede că-i furăm ceva de-și pune chestii. Bă, e de capul lui. Dă-te jos, mă, că nu-ți face nimeni nimic. Atâta potești. Ce căutați aici? N-am căutat nimic, zi, noi am venit după un domn, a zis să venim. Am venit după un domn, ne-a chemat aici. Care domn? Am făcut accident și trebuie să ne dăm. Nu știu, era îmbrăcat în MOV. MOV nu există pe aici. Nu știu, așa mi-a zis, vino la, vino după noi și a venit aici. Bă, la, nu știu. Voi știți bine că nu aveți ce căuta aici. Singurul vostru noroc că ați intrat în curtea asta e că o mare parte din oameni de aici sunt bombalăși și poate să-i primi oricine pe aici, ei n-au treabă. Dar știu pe toți. Dacă nu le zic eu, bă, vedeți ce scuie, ei nu au treabă nimic. Dacă vine unul, îmi dă unul cuțit între ei aici, gen, ei n-au treabă, se uită, la, sunt ca la piață aici, oricine poate să intre, oricine. Trebuie să le zic eu, bă, ce scoia, ce se plimbă în curte? Și atunci se activează și ei, wow, chiar sunt doi în curte, wow. Am fost și aici, luați-vă mașina și mergeți, vă rog frumos și nu mai veniți aici. Data viitoare când veniți, o să găsesc o altă pedeapsă pentru voi. Băi, dar voi, fetele astea, de ce nu se schimbă tot? Ia, bebe! Păi nu știu dacă s-a făcut o din asta, băi, cu tine ce e așa de îndrăcat? Este. Tot eu sunt. Poftim? Tot eu sunt. Păi ia-ți haine pe tine. Umbli dezbrăcat pe aici. E cald afară, mă. Ăsta care e, mă, Iulian, dere? Da, ce e, polițist? Nu e. The Lost. Păi știi ce umbli dezbrăcat? Băiatul ăsta când era în picot făcea prostii. Am aflat eu pe aici. Dar bebe? Bă, hai să-l mai stăm. Hai să mergem să spargem repede Pacificul ăla că am nevoie de banda. Sunt cam puțin rău de tot pentru Pacificul ăsta. Putem merge pe... Da, du-te, vezi că s-a dus și Alin. Da, mergeți. Mă duc să-mi pun termală. Dar bebe, pot să vă întreb ceva? Nu, te duci, îți iei mașină și ai linie repede, să mergem repede, da. Am eu altă idee. Câți bani ai nevoie? Mulți. Zic cât? 100 de miliarde. Întreab 100 de miliarde, 100 de milioane. 100 de miliarde, exact cum auzi. Miliarde sau milioane, mă? Miliarde, mă! Păi știu de unde vrei să faci 100 de miliarde? Păi strâng, o să cer de la toți, dau jaf ăsta, văd eu. Nu i-am pe toți, dar măcar îi duc niște bani. Dar eu n-am aș... Ai tu vreo idee mai bună? 100 de milioane, aveam eu 60 milioane. Mur de argele. Te duci în linia acolo afară și... Păi am eu vreo 180 de milioane în cufăr acolo. Păi, bine, dar și tu du-te, nu zi de alții dacă și tu trebuie să te duci. Păi nu, l-am ajutat, l-am întrebat.
Mai întreb o dată, poate vor 100 de milioane și 100 de miliarde. Că dacă vor 100 de milioane, sunt bani. Nu mi-a zis clar, scuză-mă un pic că trebuie să vorbim la telefon. Alo, da. Cam pierzi timp acolo. Câte minute mai am? 32 de minute și rechinul meu deja e pregătit, să știi. Am plecat. Am plecat să trăiți o zi bună, vine acum cu banii, pregătiți. Bă, luați-vă mașinile, bă. Bre, a avut-o și pe mine că mu... Cum? Că am murit. Așteaptă-mă. Mersi. Nu, bre, numai noi doi. Ce faci, mă? Lasă-mă și pe mine să vin, că n-am mașină. Eu. Dar cui trebuie să-i dai atâția bani? Oh, nu i-am pana, mi-a vrea să mă omoare. Are oameni, dacă nu reușesc să-i dau banii, o să răscă să-l omor eu pe el. Ce bulangie, bă. Hai băieți, veniți și după mine, haideți. Haideți. Ai auzit? Mergem cu mafia peste el, îl omorăm, pam, pam. Cu șervețelele care ți le-am pus în formă, mai ai chef să mergi? E mafia de italian. Ce? Cu șervețelele care ți le-am băgat în... Șșșt, nu mai da de tal. Ce servețele, mă, iar vă, că și vă ștergeți unul pe altul. Nu, el mă șterge, că l-am plătit. Da, bre, și am băgat servețelul pe toate. Și acum sărac. O rămas servețelul blocat acolo, bre. Și acum merge căcălat. De asta o să scad în salariu vreo 100 de milioane. E, scazi pe dreapta. Treaba? Tu te la biserică, bre, și roagă-te. Serios. Da, dar cu ce oameni am eu probleme? Asta nu însemna nimic. Biserica e doar o facere pentru... Blestem! Pe gebla! Lanțeta! Yes! Să mergi la lanțeta, mă? Da, dacă nu și muri, săraca! Cred că e și muri. Bă, cum mă să mă, că tot timpul întinerești? Mă sună cineva iar. Zici, mă, că lanțeta trebuie? Păi tu aveai microfonul. Ce oameni ai acolo, mă, în familia ta? De ce? De ce ești din ăștia? Ce n-ai vorbit de caca acolo? Aaa, m-ați ascultat pe microfon? Da. Ai niște oameni foarte proști, să știi. Îmi cer scuze, domnul, că vorbesc despre caca și astea, că... Ce oameni ferește ce-au auzit... Într-adevăr, aveți dreptate, o parte din oamenii mei sunt foarte proști. Bă! Bă, m-o sunat ăsta, vezi? Aolo. Uneori lucrurile sunt ascultate, înțelegi? Și nu poți să spui chiar orice. Mă înțelegi, prostule? Dragul ei, mă. Am un microfon pe mine. Am un microfon pe așa mine. La mine. Am un microfon pe mine, băgate așa. Ce vrei, mă? Vorbește cu toată gura dacă vorbești, nu cu jumătate de gură. Aolo, iar mă sună ăsta, frate. Alo, da? Cum a făcut prost, mă, ăla de lângă tine? Așa au zis, să știți, dar îmi cer eu scuze pentru el. Când vin cu banii, da, nu-l ascult, voi, mă, când vin cu banii, mi-l aduci pe el. Direct la rechină, bag pe ăla. Sigur că da, așa facem. Să-i spui chestia asta. Așa dacă facem, da. Dacă nu-l aduci, te bag pe tine locul ăla. Da, așa facem. Bă. O să mă ajut să le duc banii, să știi. Tu, Andrei. De ce râzi? De ce râzi? Nu știu orele care eu mă duc la baie. Vai de cap. Bă, las că poți să te duci acolo, da, că au baie din aia, au baie din aia cu apă, gen. Nu-i nevoie, no. Ce ți-o zis la telefon? Bă, cine mi-a furat locul, mă? Cine mi-a furat locul, mă, frate? Bă, dacă trebuie să... Du-te și spune, du-te, mă, și... Nu, du-te acolo, că nu... Bă, eu cum bă, mă, acum, că îți lași o parcă mașina aici? Du-te de aici, mașina ta cu... Asta e jeepul ciocată, zic eu. Aia a fost. Bă, asta nu era lui Gianni, bă, asta. Bre, am discutat cu băieții și putem da cu ei, că mai este o familie acolo. Ce familie? Motocicliștii și cred că mai este una, dar doar 2-3 membri. MC, bine. MC. Cred că 3 băieți au venit, nu-i așa? Să trăiești, bre.
Salut. O, dar cu de puțin ați venit un frate. Da, nu prea, a fost ceva urgent. Salut, Nea Bebe. Salut. A fost ceva mai urgent așa. Știți cumva dacă mai trebuie să așteptăm sau putem să umblăm direct? Sau vrei să umblați voi? Cum e treaba? Că o să știu. Băieți, au spus... Liniște puțin. Acolo. Adevărul că nu am, trebuie să mă duc să-mi iau, de-aia întreb. Aveți voi ce vă trebuie sau mă duc eu să-mi iau? Avem noi ce ne trebuie. Perfect. Păi începeți, ce mai stăm? Vă dăm ție, că noi nu prea știm. Ok, dați-mi. Da, nu e nicio problemă, da. Îndepărtați-vă puțin să... Levi de alea, Nea Bebe. La mine aici vină. La ușa din față vină. Da, la ușa din față. Ca o iubită, zice Andrei, băi, ce auziți? Hai, Levi, vină la ușa din față să le aduci. Ce faci, Nea Bebe? Ce să fac? Am o datorie mare, să trezi, domnul. Au, ce datorie? Eu mă duc sniper. Auzi? Da. Fii atent. Bună seara. O să merg cu tine. Stai, nu-i le da. Ok. Dă-te un pic așa să-mi dea. Dă-i materialele lui Nea Bebe. Cine le era tu? Ok. Da, eu. Cine o să iau? Dați-vă mai așa să-mi le iau. Îmi trebuie 4 laptopuri și 3 termale, parcă, nu? Nu știu, da. Perfect, hai că mă duc să încep dacă e. Poate să dai direct, e timpul trebuie. Hai, dăm acum. Ca eu. Nu și mi-o loc puțin, te rog. Aici, gata. Hai că merge, Doamne ajută. Mulțumesc. Băi, suntem trei familii aici, nu? Teoretic? Să coboare câte unul de la fiecare familie, să ia fiecare câte un pachet de bani. Pulger, vino să iei. Te rimesc. Sunt eu, Nea Bebe, hai. Hai, Levi. Oh, noi să știm cine sniper și Levi, voi mergeți, ok? Da. Noi doi mergem cu Nea Bebe. Nu, și așa. Nea Bebe, mai vine cineva de la tine? Păi nu știu, dacă nu vine nimeni o să iau, dacă vine cineva o să ia el. Nu mai stai, o să iau. Să mai când suntem? Ha, mă, că vin eu. 5-5. Puțin. 5-5, unde e, mă, 5-5, frate, că nu văd. A, uite aici. Ai reușit? Acum. Dați-vă mai așa, Levi, nu mai faci rău. E ușor. Atunci, nu ușor, dar nu-i greu. Păi da, nu înțeleg de ce nu dați, că nu e nimic complicat. Și faza e că... Dăm. Faza e că nu... Ok, mulțumesc atunci. Dar pot și eu, am dat deja, de multe ori. Știu cum să dau. Păi da, nu e nimic complicat. Credeți-mă că am dat în alte părți. Pentru că dacă ai dat fail, nu mai ai cu ce să dai. 5-1-0-16. Nea Bebe, aveți vreun sniper? Că noi avem 3. Păi, cred că am cel puțin 2. Are 5 Nea Bebe 2. 5 sniperi. Cel puțin 5 sniperi. Și câți oameni în bancă, oare? 30. De teren aveți unul Nea Bebe? Oricum avem noi unul sau doi. Ci că noi avem 5 sniperi. Câți aveți? 5? Avem 7 sniperi. Avem 7 sniperi. Da. Acum se deschide. Păi care e aici cu mine cu mască? De la mine. De care tu? Iulia. Nu, mă, ăsta, mă, de aici. Gabi. Hai că iau eu banii atunci. Ia eu banii de la mine și... Eu iau diamantele. Hai, salut, Roland Garros, te pup! Ce zici, Rodic, ești bine, sănătos? Să ne ziceți câte secunde avem la bebe. 100, dar aveți timp să luați. Cine ia banii ăștia? Levi ia banii. Tu sau oricare de al... din tot familie, gen. Și acum luăm noi, eu iau în dreapta și te iei în stânga, da, ok? Da. Și restul, nu știu, luați în spate, nu știu. Aurul cine ia, bebe? Nu știu, cine vrea, nu mă interesează aurul pe mine. Bă, iau eu. Atunci trebuie. Tu iei acolo, bre, poți să iei acolo? Perfect. Da, pot. Și așa am luat fiecare câte o geantă din asta de bani. Da, perfect. Ia aurul, bă. Te respect, ticule, doar ce am venit de la restaurantul cu mici, bă, sunt răcima, prins răceala. Ia
Iau imediat o seapta pic. A, nu, iau ăla, perfect, ok. Hai, mergem sus, 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 sus. Băieți, după Jaf, ce facem cu ăla, băieți? Cum îi dăm banii lui Mister... Domnul Mister? Mister Domnul. Domnul, domnul. Ia câte două, dacă rămâne una liberă. Tu ai armură, mă? Ține-o și asta deschisă, mersi. Îți dai seama. Oh, lu, ce îndrăgostiți sunteți. Aia zic. Ha. Da, ăsta e de poliție asta mare. E unul mare. A venit cineva? Poliția a negociat ceva? Nu am negociat nimica, nu știu, eu negociez. Dacă a venit dar poliția. Dar negociază tu, nebebe. Nu, eu nu mă bag, nu mă bag, voi. Okay, negociați okay. Cât mai puține secunde, gen să, adică dar la foc acolo. Dar haideți să intrăm toți pe cască, să vorbim toți acolo. O să fie haos, credem, eu sunt obișnuit cu 30 de persoane. Păi da, pe casca noastră sunt 6 sniper și pe a voastră mai sunt încă 2, de unde să știu că sunt... Păi care 6 sunt ai voștri, că și eu am 5 sniper. Nu știu, dar zic așa, ce? Noi avem vreo 3, 4. Sper doar să nu se împuște în 3. Avem 7 în total. 7 și 2 oameni de teren, cred, sau 1. Ok. Deci 1 spre 2. Ah. Sau 1 care face cât 2, ți-alegi. Era un elicopter de la mare de poliție aici, nu știu ce a făcut, a aterizat, a bubuit, nu știu. Serio. Eu știu ce se face, ce e afară. A venit, poliția. A venit Gabori. Cum mafia peste el? Nu trageți toți, decât sniperii dacă sunt căutați și oamenii de teren. Știți un pic, colegi, că vorbesc cu băieții aici. Ușor, domnul, unii intrați deja. Nu trebuie, frate. Aula, domnul, m-auziți? Da. Mamă, de spune și mie un singur lucru, de ce a tras sniperul? De ce trage sniperul? Că sunt căutați, domnule, de aia trage sniperul. Cum? Sunt căutați. Păi, domnule, de că ce am aterizat, trage în aia care vă caută, nu mine, că de că ce am aterizat. Mi-au spus pe cascuță că sunt căutați, n-aveți cum să mă contraziceți. Păi, nu am căutat eu, de ce trage mine? Păi nu, probabil s-a dus glunța de viata alea. Ne pare rău, dar nu am vrut să tragă dumneavoastră, probabil. A bătut vântul. A bătut vântul mai tare. Așteptați și voi un pic, vă rog. Să așteptați și voi un pic să ne mai strâng de câțiva și după să începe negocierea. Mai mult de un minut nu stăm, domnul. Mai mult de un minut nu stăm. Nu stăm toată noaptea aici. Da. M-auzi? Da, dincolo bate vântul. Bă, voi sniperii nu mai trageți după ăștia. M-auzi? Nu mai trageți, mă. E pe gânduri. Cine n-a bebe? Am observat și eu. Păi dacă e pe gândul lui să-l mutați, dacă nu o să atât după ce negociez. Să nu le iau ăștia cu asmețeală cu alea. Vreți să-l duc eu mai încolo? Nu, lasă-l aici. Mă las pe mine să negociez. Tu de la ce ești, bre? De la ce ești? O să ales, bre, de la ce ești? De la ei, da. Mă, de la Rosalind. Eu sunt îngerul păzitor. Uite și pe asta ce faceți, mă? L-a luat gaz. Du-l, mă, în spate. A luat somnifere, a tras pe nas. S-a negociat? Încă nu. Nu. Mergi și voi în spate. Încă le e frișcă la ăștia. Le e frișcă rău de mine. Au chipsuri la corpoliziști ăștia. Tu numai bandaje, numai armuri, vrei tu vii numai nepregătivă. Nu te vei dataș la pușcării. Bă, voi aici aveți armuri, da? Are. Cum scrieți? Eu am tot 12 milioane de bani murdar, ca să știți. Nu, se trage. Deci, a intrat. Gata. Hai, mă duc acum la ei. Da, Jim! Foc de voi, sniperii, foc de voi! Dați-vă din ușă, mă, că ea e de... Bă, da, prăști! Bă, nu vă mai împingeți în ușă! Dumnezeule mare! Bă, dă-te din ușă, mă, să vezi ce se deschide! Uite, mă! Nu poți să ocolești trăiți arții! Du-te, frate!
Mamă. Bă, negociatorul se duce în față, mă, nu în față. Ajută, mă, ajut. Nu știu să spun asta, nu vreau să nu mai sunt acolo. Nu mai sta acolo. Păi ești prost, a vorbit. Păi ești mort. A vorbit, ești prost. Bă, dar m-a apucat! Ce faceți, mă, aici? Stați aici? Bă, asta vreți să mă bată! Nu trage, mă, nea. Vreți să mă la bătai, mă? Păi tu ce faci aici? A venit să ne controlezi? Păi. Ce faci, bre? Îl păzesc. Păi, am vorbit șeful. Ai auzit-o tu? Să mor eu, dar te-ai mint. N-ai mai zis-o să-ți amintesc. Asta chiar am vorbit. Asta au negociat și au început să tragă. Am să uite, poți pus pasul ăsta. E mor singură de pruză. Omor îți văd tot ce prinde, tu ai mor. Mai înjura, te rog. Vezi că poate te umărat din greșeală. Că mi-e frică. Amă, mergem pe ei, Răzvan? Puteți să-și mă, că rămâne aici. Vin și eu. Bă, ai auzit? Ce? Băi, că mă, că știu eu dacă vorbești sau nu, mai trebuie. Bă, jur pe ce vrei tu că vorbești, serios. Da, mă, știu, mă, doamne, mine vorbește. Bă, știu că cu tine vorbești, nu-ți pot tine. Păi n-a fost de aici, să știi. Hmm? N-au fost de aici. Puteți să mă afară. Nu mă, au fost fantomele, fantomele. Ați ieși afară, te rog. Da, cum? Ieși afară, ieși la ușă. Cum a fost vocea? Cum a fost vocea? Așa mai subțire. Nu e, nu. Păi ești prost. Nu, nu, nu. Ai filmat cumva? Nu am. Ce, face poză cu mine? Asta mă ofti, că nu am. Nu, bre, cu tine. Uite, poate să recunoască. Nu-mi puteți să ne repunești. Ce, bre? N-a vorbit de-a mă, prostule. Mă, fac să-ți dau gândi să-ți cază. Cearcă, că n-a putut. Păi? Scuze, băieți, dar... N-a vorbit de-a mă, ești prost. Păi ești, bă, fan? Da, au spus și copilul. Ce vorbiți aici, mă? Pe atent, au început să tragă înainte să negoceze. Cine a început să tragă? Ce-o făcut, mă, uitat peste noi? Ce-o făcut, mă, uitat peste noi, mă? Da, da. Aura. Ăsta l-a luat gazul, ca să știi. Dar cine a intrat peste noi, mă, înainte să negociăm sau care a fost fază, nu știu ce am auzit. Nu, auziți băieți că nu negociază ăștia. Au venit poliția înainte să negociem, să înainte de negociere și au început focul. Au venit peste noi. Serios? Da, au venit peste noi. Da, da. Te-am dus eu sus ca să... Am văzut, mersi. Păi, nu știu, plângea cineva la mine că ce se întâmplă înainte și le-am spus, bă, dar niciodată n-a respectat poliția timpul. Asta e prima dovadă. Venise negociatorul în spate după ce intrase unul de-al lor. Ia stai, băieți. Trebuie să-i scriu la un băiat aici, nu știu cine e. Fișer, vreun ceva pe acolo. Am făcut și o cafea, băieți, și un... Am dat la human și am... O cafea? Poftim? Dă-te un pic mai așa dacă nu te uiți încolo, că s-ar putea să... Nu, de aici nu mă pot împușca. Dar bebe, nu mai e Caio. O, mai am bric că m-au liniștit unii pe Sandy. Auzi, dar ce-ai pe piept? Ce-am pe piept? Numele meu. Nu pe piept, nu acolo, uite aici pe piept. Ai ceva negru. Veniți mă toți, cine vrea să vină, veniți. Microfon, mă ascultă unii. Și se și vede sau doar... E microfon cu GPS. Păi și-au și camera de-asta nebunii sau... Mă duc să trag un ochi. Se vede bre sau doar audio și... Am vrut să zic bă, dar nu mai vorbește să dai pe live. Eu, dar trebuie să... Bre. Trebuie să depozitez rapid. Am vrut să zic băi, bă, dar mult mai vorbește ăsta gen. Hai că da. Dar el e pe live. Băiți, ați mâncat vreodată biscuiți cu cafea? Eu sunt viața mea biscuiți cu cafea. Băi, uită peste noi, mă?
Nu știu. De-aia auzit, ai auzit ce te-am întrebat? Da, au intrat plus în... Da, m-am uitat, mă gândeam la biscuiți cu cafea. În spate, în spate sunt. În față? N-am negociat nimica. Da, Daddy, sniperul l-a negociat. Daddy? N-a apucat, ce cum. Da, Daddy, sniperul. Nu, păi n-a negociat. Vezi aici în spate? Da, mă, mișto. Au zis că a negociat sniperul, zine, mă. A negociat sniperul, mă, sau mă, n-am auzit-o bine? N-a negociat. N-a apucat să negociez. Mie îmi plac pișcuturile cu cafea, eu sunt parizer și parizer bănuiesc. Deci am niște biscuiți din ăștia așa. E și video sau doar... Ceva digestiv, nu știu ce, clasic. E audio plus GPS. A, deci nu vede. Nu vede, n-aude cum ar veni. Greușorul pământului, câinișorii mei. Yes. Iată-mă, dă-mi drumul mai bine. Bă, e autoretă sau mi se părmi? Băgați-mă, ia bebe. Mai găsi pe mine, din toți ăștia deci mai găsi pe mine, mă. Bine că sunt mai mari, nu trebuie să vă șteargă cineva la cur, că și acolo m-a strigat pe mine. Mi-a căzut, mamă ce nu... Bă, tu spaștile tot că mi-a căzut biscuitele în cafea. Ce să vii să-l scoți, ce să faci? Aolo, era să te împuști, ai văzut? Asta de aici are un stres. Uite că mă sună cineva. Alo, da? Nu vreau să știu unde ești. Dar de cât am auzit, ești la un bar. Biscuiți cu cafele, cu din astea. Dar ai 15 minute să ne aduci banii. Domne! Te dau, nu că domne. Nu sunt la niciun bar, nicio cafea. Lăsați-l. Unde ești atunci? Sunt, dau jap la bancă să vă aduc banii, aia fac. Păi și tu mănânci biscuiți, mă? Găsisem niște biscuiți, păi sunt nemâncat dacă ea mi-au dat să mănânc în Dacia acolo dumneavoastră. Ai 15 minute. 15 minute? Da, să nu repede tot ce timpul când ai nevoie de el mai mult. Bă, ori sunt pe căscuță ăștia mei, mă, nu sunt sniperi. Nu știu, că ai noștri nu mai sunt printre noi. Nu mai răspund. Băi, ce-i afară, băieți? Ok. Bă, mai sunt? Mai sunt sniper? Sniper? Întreabă și tu pe ăștia. Întreabă și tu pe ăștia. Și câți mai afară, oameni? Auziți, voi mai aveți sniperi? Mai sunt câțiva, mai sunt câțiva. Întreabă dacă e cineva pe 7000, 7000 cât? 25? 7025? 7096. 7096, întreabă un sniper de-al tău. E cineva pe 7096 la sniper la noi? 7096, e cineva la noi? Da? Alo? Probabil că nu mai sunt. Vasile, e unul de a nostru, Vasile. Da, este unul de a băieților, un băiat Vasile. Să spună să nu tragă noi, că suntem pe Pacific. Auzi, să-i transmis că să nu tragă nici că sunt pe Pacific. Zile că sunt sniperii mei pe Pacific, să nu tragă nici. Și spune-le la băie să tragă în elicopterul cu curetă. Cum nu e? Pe Pacific că sniperii lui Bebe, nu trage să nu toate pozițiile, știți? Andrei, să ai grijă. La unde? Că s-a întrebat, nu l-am mai văzut. Eu l-am transmis să nu tragă, băieți. Au uitat polițiștii, om? Spirio! Au uitat. Bă, ce mai spune. Este la elicopter cu toret. E sincer, l-am văzut pe mare. Ai bune mâncare, băieți. Deci sniperul. Cum? Ajutor în spate? Ieși. Ah, bine. S-a făcut praf. Nu s-a făcut. Mă, vedeți că mai sunt jos, mă, băi. Da. Cum nu s-a făcut ăsta praf? Bă, are unul dintre voi apă? Ai apă? Ai apă? M-auzi? Mamă, dar nu fugi ăsta, că nu i-am dat. Ce zici, băi? Perfect, ai apă? Mamă, vino că-ți dau eu apă, vino cu. A, bine. Mor. Am auzit vocea lui Gabriela. Unde? Vorbește cu Răzvan. Ștaci să mă duci. Ia,
pleacă tot, bă. Pleacă tot aici în față, bă. Plecați, mă, de aici. Plecați, mă, de aici. Tata numai la bătaie. Păi, tata, ăștia aici, dă-te așa. Ei, bă! Te, mă! Nu, nu e aici. Bă, uitat în spate, mă? Uite-l pe ăla, mă, sus, uite-l pe ăla. Care, mă? Uite-l pe ăla. Sus. Bună seara. Da, nu mă, să tragă de acolo, salut. Poți să tragi de acolo, gen, în aia dacă vin, lângă ușa. Seara. Ce, vă mai place după aici, gen? Bă, Mariu. Mădălina, bună seara, Mădălina. Da. Hai, bă. Ce? Vă scăpa, trebuie să faci cumva să ieși, zice. Păi și eu, sper și eu. Dar mai avem oameni în spate, mă. Bă, dacă mări, vezi că-s urmașina, bă, să știi. Bine. Unde mort? A, da, ești sniper. Băi, ce faci, mă, ți-ar mă pe capul meu, mă, blondule? Ce vă zic eu, vă, unde să stați? Domnule, aveți să-mi dați o sticlă de apă, domnule? Paroste anunț, da. M-ați auzit că... Am eu, mă. Ce? Mulțumesc, domnule. Băieții, doi băieți, sniperii. Și o cam între ei. Nu, brei. Sus, în banc. Serios? Se între ei. Bine că nu-s de-a noștri. Asta ardea între ei. Uite-l, brei. Tum-tum. L-am supărat puțin Răzvan, dar aia nu mai contează. De ce? Că tot stăteam pe acolo. Și? Oricum, am auzit vocea lui Gabriela, dar nu înțeleg de ce nu vrea să vorbească cu noi. Da, mă, eu îl văd. Nu știu că înainte vorbea. Nu se rupea. Da, na, pe mine nu mă interesează că voi știu voi și dacă nu, tot ai. Cât timp ai? Nu știu că nu am... Domnul, aveți grijă să nu se rupă candelabrul cu... Băieți, cum mai sunteți, mă? Mai sunt afară, suntem bine, dar mai încă bine, sunt. Mai bine, mai bine. Să mai ridic unii dintre ei, dar... Am înțeles. Mai culcați înapoi dacă ridică. Uite, mă, cât ei, sunt afară, mă, hai și mai jos. Hai că vreau să-i nenorocesc pe ăla. Hai jos peste ei. Hai vreau cu... Peri spune-le și tu să nu se trebuie pe mă, mamă. Bă, să nu vă mori pe rostru. Perico, ce trebuie să fac pe Discord dacă la secțiunea camera de așteptare apoi pe roleplay? Dacă vrei să intri pe roleplay, tu ai membru, poți să intri, doar că trebuie să-ți loghezi Discord-ul cu YouTube, înțelegi? Trebuie să-ți conectezi YouTube-ul la Discord și apoi o să ai acces automat pe camera noastră de roleplay. Poți să-l mod eu. O să-ți explic eu pe Discord dacă intri. Bă, coborâs peste că m-am plictisit să stau aici și plus că sunt așteptat undeva și dacă n-ajung la timp, e groasă treaba. Nu încercăm să-i mai ținem puțin, mi-am schimbat poziția acum. Trebuie să-ți pui hainele pe tine, bre. Băieți, pe 7124 sunt eu la mă. De ce? Le-am lăsat în mașină. Pune, bre, că le-ai în geantă, 100.000 le-ai în geantă. Au părăsit orașul, l-am prins iar și i-am dat. Pune hainele. Așa se cere, cică. Să nu se tragă mine de pe pacific pe aici. Uite ce la colț, un gabă. Ce-i făță, bre? Bă, stai cu ăla, bă. Sunt eu. Ești bine? Bă, gabă, aici. Bă, tu ești cu ăștia, mă? E negru. Bă, taci, mă, taci. Ok, fii atent, o să mă bazez pe tine. Unul spate, intră acum. Perfect. Spate luat. Bă, ăsta ori mă ajută, ori e ăla care trebuie să stea în permanență cu mine, uiți. Una din două, voi ce credeți? E la care mă ajută sau e omul care o să stea în permanență după mine?
Eu una viitoare vreau să mă apuc și eu de stream pe cu serverul ăsta. Oh, ceva nou, Simona se apucă de stream. La câți oameni suntem pe aici care fac stream? Unul în plus, unul în minus, ce mai contează? Toate ca toate, văd acum a ajuns la sus. Nu știu nici eu. O să stea după tine, stă în permanență cu tine. Te trădează, stă în permanență cu tine, ce râde Gigi. Putem să-i dau la ăsta. Bă, Dianos, trage în ușă. Trage în ușă. Băi, eu nu cred că mai poți să ies de aici. Ce? Ce s-a întâmplat? Dă-te că mă brac printre grad. Denis. Pe la șobo? Și așa vorbește multe bălării Denis, la bine cu cuza. Eu nu trage în ușa dreaptă, trage în ușa dreaptă, nu, altfel n-am vedere. Andrei, o să am nevoie de tine după jas. Sper că nu te scapă căcarea. Ba, dacă mă doare rău, bun. Ok, atunci poftă bună. Da, Tudi. A, bine, Andrei. Stați aici. La vine după mine, mă, nu mă scapă de o secundă din ochi. Bă, dar de la ce distanță se vede, mă, ID-ul, frate? Mamă, de la ce distanță se vede ID-ul? Mă prindă și ai mâinea că mă uită. Gata, ieșim? Bă, ești ok? Bă, că te cam mănânc ochiul. Da, sunt ok. Am vrut să văd de la ce distanță te mâncă ochiul dacă te scarpini. Aha. Care mă trage și pe mine aici? N-ai ce să cauți aici sus, că noi vrem să ieșim și tu vrem să intri aici. Bă, am băut cafea și mi-a intrat un... Am băut cu gură de cafea și mi-a intrat și un bucată de biscuite, lup. La început am fost, uaa, gen chiarul meu a fost, wow, ce ai înghițit, știi, și pe aia, stai că eu am pus biscuite acolo. Ce bă, ne-a luat cipirul, da mă, a fost o fază amuzantă, gen. Din partea mea, nu știu că și din partea lui, cred că și dacă se uită a doua zi o să vadă că e amuzant, gen. Bine, Devina a fost admin acela care, na, nu știu, din ce am înțeles, el n-a făcut nicio reclamă, eu m-am luat după ăla, fiind admin, am zis că na. Bă, ieși mă și noi, mă. Oh, uite la pe state. Uite, l-au ieșit ăla. Vezi că e cineva acolo în față. Stai așa un pic, mă. Putem să ciordim după ăștia? Nu, numai dacă aia să mori, băi. Putem la bebe să ciordim după ăștia? Eu n-am treabă de pe ai noștri, de pe ai mei. Uite ăsta de aici, cine e ăsta? Ăsta e de-al meu, mă, cum să-i de pe el? Noi, da, da. Bă, păi oricum. Te duce cu el la aia. Bă, polițiști, nu știu, e treaba voastră, gen, nu... Eu teoretic... Păi nu știu, se te trage, mă. Nu-i las pe băie să ia de pe polițiști, da, na. Dacă fiindcă voi ați fost la bancă, e regulile voastre, gen. Dăm bebe să ieșim? Sau... Păi stai așa să trăi. Bă, putem să ieșim, mă, sau ce se întâmplă? Eu aș vrea să ies până pe Italia Mare. Așa ai mei au mai murit afară din ei, s-a mai mici cerea pe scuța. Mai e cineva afară, Veren? Să trage în fața băncii, da, poți vezi, dar nu să trage. Eu vezi că se trage în spate, mă. Pe la asta că se trage, eu vreau să ies până fața, mașina în față. Aveți grijă, se trage. A mai murit încă unul. Bă, ați verificat dacă avem sniper? Uite, hai mă că vezi că ieșim, bă, ieșim, să știți. Hai să ieșim. O văd cum ieșiți. Hai să ieșim că e liber, mă, ești nebun la capul. Vin și eu, așteaptă. Hai acum. Unde ești? Acum vin, nu, nici un minut. Păi da, dar să nu stau în fața băcii, spune unde te aștept, ești da, pe Pacific? Uite mă, spate. Hai să vin și eu în față, dacă tot. Poți să pe, da? Da-i. Stai. Talu, domnul, prin sărul săr. Ia, nenorocit pe băi. Mergi acasă acum, nu? Bă... Da, mi-e și frică în pana mea. Păi nu trebuie să mergem acolo, la aia? Păi nu am bani să-i duc, cum să mergem? Mamă! Am eu dacă îmi solicie, zic mă. Și mergem așa. Ai tu banii, toți banii? E... N-am toți bani. Ăsta, bă, ăsta merge și o să-i împuște pe ăștia. Oi, ce m-a speriat. Câți bani ai luat acum? Puh, nu știu, stai să văd, am luat... Ia stai că mă sună.
Alo, da. 7 minute. 7 minute, perfect, o să ajung acolo de îndată. 7 minute mai am. Andrei, vii cu mine, ai auzit? Mamă, nu prea știu ce să zic. După asta are probleme cu... A? Bă... Yeah, baby. Ei. Hey. Nu mai pot. Ce nu mai poți, mă? Mamă, dă-te, dă-te că lași jos, că puteri, dă-te jos, dă-te jos de la mine, dă-te jos. Dă-i, că mă abțin, mă abțin. Ma. Ce să nu te caci aici în mașina la mine, că am și mașina asta primită cadou de la un băiat. Ia te-n... Ai un plan. Hai să mergi. Mi-am dat seama. Eu nu vin la aia, că n-am treabă. Ba da, mergi cu mine. Schimbăm mașina, mă. Mergi cu mine pentru că... Nu merg. Mergi cu mine pentru că așa a zis să mergi cu mine. Pentru că te auzi când ai vorbit în ăsta și a spus că o să mergi cu mine. Dacă nu te tai. Nu merg, nu. Era să lovesc tâlpul. Ai de viața mea! Bă, deschide-mă geamul, stai, deschide geamul, deschide. Ce geamul, bă, trage panoramicul ăla jos de tot. Bă, te las aici, mă, să-ți faci treaba undeva? Amă, că micu, direct. Dă direct parbrizul jos, fac... toate geamurile jos, lunetă. Fac așa cu ușa. Așa una cu ușa, aileo. Hai că am deschis-o geamurile în spate. Mă, bă, te... Du-te, du-te în spate de aici, că mă omor, nebunule, dă-te jos de aici. Tu te mută-te în spate, puteți scoală. Că trebuie să ne oprim un pic, să ne oprim un pic, oprești un pic aici. De ce să opresc? Să mă dau jos. Mă sună, stai așa. Alo. Bă, dar unde ești, mă, la acum toaleta vin. Public, că se aude tot. Nu sunt la toaletă, eu mă, la pe care, pe care să ți-l aduc. Pute și pun microfon, pute, aud. Pute pun microfon? E omul pe care îl servim lui... Adică înțelegeți dumneavoastră. Ce? A, lui Jimmy. Da. Jimmy vine mântarea, Jimmy. Jimmy vine mântarea, nu. Dar sigur vrea să munce ceva ce miroase în halul ăsta? Îi place mai mult așa de putere. Am înțeles. Păi, eu nu știu până, trebuie să merg, băiți. Mamă, și mă, trebuie să merg. Îți spune unde dacă vrei. A? Uite, bebe, iartă-mă, dar cred că am o veste rea și o veste bună pentru tine. Te-ai căcat de rău de tot pe tine. No, și... no, no. De ce? Deci vestea bună este că în sfârșit îți speli și tu mașina că miroase urât, îți mai schimbi și tu mirosul. Și vestea rea e că m-am căcat pe mine. E ca pe tine, mă? Da. Hai de mine. Bă, dacă ăla zis că îl mănâncă rechinul mai bine așa... Și mai e vine. Ce? Mai e acolo ceva? Vai de viața mea că e... Dar ce ai mâncat, mă, scânduri de WC-ul? Adu-l pe Edi. Adu-l... Nu, că stai... Poți să-l chem pe Edi? Zic că pot. Cred că da. Hai că-l chem. Sau cred că... Păi fii atent. Așa. O să iau valiză de bani goală. Ne bazăm pe băiatul din spate. Ok? Ce zici? Iau valiză goală de bani. În mână. N-avem. Trebuie să deschid pe bagaj. Unde suntem aici? Bă, Edi, vino să mă ștergi la curbă. Da. Nu știu ce a fost asta. Nu știu ce a fost asta, băieți. Cred că hacker? Mai merge nici să umblă la PC, până. Nu știu ce s-a întâmplat, am fost teleportat, am fost genizat. Bă, ați fost toți teleportat sau doar eu? Te-a teleportat cineva la coordonate 0. Cred că un hacker sau așa. Păi hackerii n-au. Ia mă, să vedem, băiți.
Sau asta e Kilox în pana mea. Probabil că îmi dă cash, nu știu cum am reușit. Să trebuiască să intru din nou. Că se conectează, băieți. Hai să punem chat-ul aici până discutăm una, băieți. Credeți că putem, credeți că reușim? Ce ziceți? Mulțumesc, King Free, te pup, mulțumesc frumos. Un RTX 3060, 16 GB, 7. Pricol, dai un rev la Jeff? Bă, nu-l dau, bonito, că nu sunt eu gen. E complicat. Da, 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 da. Mă țin de perete, ăsta e Andrex. Că mă scapă pe atare. Mă țin de perete, că mă scapă pe atare. Să vină Eddie să mă șteargă la spate. Mamă, mamă, mi-a citit pericol comentul, normal. Chat-ul curge prea repede. Chat-ul curge prea tare și nu pot să șterg nici o mâncare, nici un sfert de chei. Bine ai venit în București. Aici este locul în care vrei să trăiești. Fiindcă suntem într-un oraș periculos. Suntem cu băieții polos hantojos. Stai mă că în partea. Bă. Bă, m-am debusolat, mă, frate, de tot. Bă. Aici mă trebuie să aici. Am uitat, mă, sau n-am uitat? Bă, dar nici mâncare, nici mașina nu e aici, mă. Mâncare, nu știu ce zic, bă, uite, mă, gândesc la mâncare, de persoane sunt busy. Sună el, mă. Alo, da. Bebe, cum să zic eu? M-a luat unul, m-a dus, nu știu. Stai liniștit. Nu mai stai acolo. Și pe mine. O să mă aduci la tine? Unu, trei. Sigur, hai că te-ai venit acum cu mașina. Hai, te pup. Vrei, te duc undeva? Nu, ziceam doar să-l scos pe ăsta din mașină, mersi. Dar mai era unul cu noi, mă. Nu știu pe băiatul ăla. Stai că mă sună, stai. Ia zi, bre. Zi-mi ăsta al tău să te scot din mașină de aici. Adu-mă și pe mine, că m-am dus și eu, m-am zburat. Zi-mi. 38079. Chide tu că mă bubnești cerțul. Dar ce se întâmplă, bără? Chide tu, ce că... Mă rog. Hai băi, ați luat valiza? Nu eu aveam. Suitcase 2, Ana, ia-o ăștia de pe jos. Haideți pe mine. Ne bazăm pe domnul ăsta, Andrei. Ce face copilașul? Face bine. Bă, te rog eu, termină. Nu pot să mă abțin. Bă, e rău mă ăsta. Oho. Să-mi zic că doar care o baie bună.
Uite aici e băiata, să știi, lângă rechinul aici. Bă, dar ce vrei să faci, mă? Eu? O să vezi. De unde sunt oamenii de aici? Nu trebuie să fie prindă oamenii aici. Wow, ce e aici, mă, la NASA? Bună ziua. L-am adus. L-ai adus? Da. Ia valiza. Domnul Chilios, ai adus toți banii? Sigur că da, domnul... Mister. Uite, am mai uitat unul aici. Unde pun? Vino cu aici și deschide valiza și arată banii. Ai dat bani și pirul, a fost o fază comică, băiți. Domnul Chilios. Da? L-ai adus pe băiatul ăla? Da, el e. De aici, în dreapta mea. Colegul, închide ușa pe lui. Da, mi-aș picior. Nu iertați-mă! Eu cred că el este domnul care face mereu miroase a căcat, se cacă într-una, mănâncă într-una. Dar tu m-ai auzit ce am zis eu? N-am fost, iertați-mă, n-am fost atent. Am o veste bună și una rea pentru tine. Care vreți să fii mai... Care este vestea rea? Eu v-am trimis un mesaj, l-ați citit? Pe telefon? Da, dar cred că n-am putut să nimerez numărul, înseamnă că mi-a sumat sau numai că nu m-a răspuns și nu s-a trimis. Am vrut să vă zic că nu pot să fac rost de toți banii. Dar i-am adus 99,99 miliarde. O să vă rog să mă întorceți amândoi. Unde să ne întorcem? Spre ușa. Și tu, colegul, să te duci lângă ei. Mai... Bă, ce ai făcut, mă? Te-ai căcat pe tine? Îl aștept pe Edi să vin. Deci tu m-ai trădat. Stai eu? Pe loc. Eu? Nu am făcut nimic. Păi era singura noastră scăpare, nu cred. Veșnica pomenire. M-am dat seama foarte instant că este cu voi acest om și că l-ai pus. Da, Cici, da, mă apără de el. Vestea bună este era asta. Poți ia baticul. Și vestea păi rea că este domnul? Da. Spune, domnul mister. Este că mersi pentru bani și tot aici o să rămâi. Cum adică? Regulile fac eu. Hai să-l batem, Andrei, amândoi, hai să-l batem, amândoi. Nu că mi-e frică și sunt și mânjii la cur. Doamne, vezi. Domnul cu căcat. Domnul cu căcat. Vezi, cum vorbești. Da, și mă, nu mai vorbim și că ne-mi pușcă, mă. Nu pot să mă pun în genul că mânjesc tot ăsta, să știi. Nu mi-ai deschis ușa acolo sau mi-ai deschis? Nu face nimic. Colegii. N-are nimic. Să trăiți. Da, șeful. Adul pe la care n-are pantaloni. Sara bună, fraților! La ceafă mi-au dat, la ceafă. De ce ai dat domnul mine?
Am vrut să dau un el, domnule, și mi-a scăpat din greșeală pumnul dumneavoastră. Ce că seara bună, fraților, a intrat ăla. Iulian, nu pot să-ți dau revive. Nu, tu m-ai auzit? Te-am auzit, șef. Îl aduci la rechin. Eu zic să-l băgați. Îl aduci pe... Unde o s-au dus, domni? Domnul, colegul! Vă strigă, nu, tu ce faceți? Stai, bre, că n-am hârtia la mine. Bă, ce se întâmplă, mă? Ăsta-i edit, îl șterge? Îl șterge la cur, domnul. M-auziți? Întoarce-te cu fața spre perete. Gata. Gata, bre, gata, că l-o șters, e... L-o șters pe ăla la cur. Stai, bossule! Vino cu ce intră cu el. Hai, vino cu... Nu cu mine, mă, voi trebuie să intrați acolo. Hai, mă, vino cu a. Mamă, nu! Bun. Colegul. Da. Bă... Uite cât te-am deschis pe aici, băiți. Dă rev și mă, pe famă, nu pot mă să fac eu în asta, pot să-ți dau la plecare, gen. Vino, mă, încă. Bebe Moise, poți zice salut, salută. Fugi? Păi să fug, nu pot să fug, băieți, că sunt aia la ușă, mă, că stau paznici la ușă, la poartă. Credeți-mă, sunt oameni care stau la intrare cu armă acolo. Sute în mie sunt, băiețe. Pericol, sincer, nu mă așteptam să mă omoare așa repede. Păi da, mă, crezi că ăsta... Bă... Trăci. Nu intra. Stai acolo. Scuze. Așa, bagă-l șeful acolo. Pericol, băiatul ăla era cu tine? Cum venise la MOV, băi, să la venise de pe live-ul la MOV și zice că bună seara, fraților. Bă, dar ce zice asta cu bună seara, fraților? Parcă era de face cu mașină, am scapă numele lui, cum îl cheamă, de face ceva cu Pop, Ovidiu Pop, dacă nu mă înșel. Ăla are cu o bună seară, frate, de aici o bună ziua. No, bună ziua, fraților. Așa și ăsta, gen. Bună seara, fraților. Și-a început să dea cu Pop din aia. Seara bună, exact așa. Seara bună, fraților. Și nici așa, mă, seara bună. Nici ăla, mă... Ăla din pandemie... Dacă ai pistol în pușcă, ei. Bă, stați, bă, să-mi beau ăsta, bă, trebuie să-mi beau ăsta. Mai cald, mai cald? Hai că mai e un pic cald. Trebuie să-mi beau ăsta. Mamă, ce-a făcut, mă, s-a cimentat aici, jos, mă? Oh. Unu Bogdan de pe TikTok. Seara bună, fraților. Hai. Ia-mă-l în coace. Ovidiu Pup zice, seara bună, fraților. Dar nu trageți. Ce s-a întâmplat? Vezi că colegul tău, Căcăciosul, o să facă cunoștință cu... Ui, shit! De rima avem și un om liniște. Ui, shit, sau mi se pare mie că o scăpa de acolo? Ce se pare? Mi-e pare. Nu știu ce să zic. Oh, no! Vrei să ajungi și tu așa? Fugi, Andrei, fugi! Fugi, Andrei, că vine spre tine! Fugi, bă, nu te du la el! Jimmy! Îl mâncă rechinul.
Unde s-o dus, bă? Vrei să ajungi și tu așa, domnul Chirios? Nu, nu, niciodată. L-a sfăcat Richard celălalt. Unde s-a dus? Cred că l-a luat Richard. Precul belicură tinereții să te faci mofca pe vremuri. Belicură tinereții. Colegă, du-te după el. Du-te afară. Acum mă duc. Intră la șeful, mă, intrați la șeful acolo. Noi? Domnul Chirios. Păi șef. Da. Mai aveți ceva de spus? Nu. Cer scuze, nu vreau să ajung la, la rechid. Mâine o să vreau să vorbesc ceva foarte serios cu dumneavoastră. Sigur că da. Și până dimineață pot să merg acasă și mă dorm mâine dimineață? Nu. Aici o să dorm. Am înțeles. Nu ai avut banii. Mi-ai fost om de cuvânt. M-au păcălit. Nu te-a păcălit nimeni. Duceți-i la celula lui. Și fără apă și fără mâncare ziua asta. În seara asta. Altfel rechiri. Doar mâine la ei. Uite băieți, vedeți cum au părut ăștia? Unde crezi că erau ăștia? La ușă? Unde crezi că erau? Vă ziceați fugi, fugi, unde să fug? Că erau oameni și acolo la ușă și aici la ușă. Ia uite. Ia uite cum vin oamenii la ușă. Andrei! Hai sus! Ești bă la celulă. Scuze. Dați-i drumul la Andrei că el n-are nicio vină. E prietenul meu. O să-i dăm drumul că putea rahat. Rău? Rău de tot. Oh. Oh. Mamă, vreau doar să mă întind un pic. Vai de mine și de mine, băieți. L-ați închis, băieți? Da. Lăsăm singur sau? Sit. Lăsăm singur, haide să lăsăm singur. Sit. Activezi laserele. Oprește curentul. Activează laserele și lasă de scuiet aici. Activează laserele, băieți. Auzi ce fac ei, activează laserele, băieți. Ascunde-te cu set CIR 5, nu, băieți. Pune laserele acolo să nu ies. Ce am auzit? Ți-am donat bani? Băi, din păcate n-am primit niciun bani. Avem un, a, dar ăsta e un Cătălin, este un subscriber nou. E cu 21 de ore. Stai să pun și eu cardul. Mă rog, băieții. Hai. Hai cum că 3000, băieți, o să facem în curând 300.000 de abonați, mamă, ce-a trecut vremea, băi, și de abonați am strâns în curând. O să vă rog și pe voi dacă puteți să dați și voi share unui prieten, să vă abonați dacă aveți un telefon sau o tabletă pe acasă, bom, să dați share pe comunități, pe Instagram, să-mi dați și voi share, să ajung cât mai repede la 300.000 de abonați. O să rească să fac o surpriză la 300.000 de abonați și surpriza ar consta în felul următor, o fac o piesă, tot așa cu Mafia Corpio, dar o să vreau să mă implic eu mai mult în text, să fie textul mai mult așa cum vreau eu. Să fac un film despre toată viața lui Bebe Moise, gen de când era mic până era mare, asta ar implica foarte multă muncă, dar ar fi... Asta să fie un film așa de vreo... Nu le spune! Băi, ideea e că eu le spun cam ce aș putea să fac, nu le spun exact ce o să fac. Așa, bine, ar mai fi o chestie cu piesa, să facem o piesă gen, să facem un film și cam ăsta ar fi, nu știu, la cinema, băi, dar o să-l bage pe Netflix. Nu, aș vrea să fac ceva mai cinematic, așa, știi? Dar ar fi foarte complicat că aș avea nevoie de oameni care să mă filmeze pe mine, să-mi trimită filmarea, știi?
Na, o să vedem, băi, o să vedem. Asta când ajungi la 300, poate o să apară și puțin mai târziu după 300, dar poate o să apară chiar și înainte de 300, pentru că s-ar putea să facem mai greu cea. Încerc să mă conectez și eu pe haos, dar mă bagă pe același cont ca fratele meu. Moșu, nu știu, frate, de ce vă bagă. Știu că am mai auzit de problema asta, nu cred că, nu știu nicio rezolvare, sincer. Știu de la Alin. Alin, băiatul care joacă cu noi, a vrut să intre și soția lui, gen, și, din păcate, nu avea unde să intre, că intra pe același cont cu el, cum ar veni pe același cont și nu merge, nu știu. N-am rezolvat. Un milion, apare filmul cinematograf. Bă, mi-ar plăcea să existe un film cu Bebe Moise, să facem așa ceva. Eu pun părul că ar fi reșit ceva mișto. Și Houdini avea problema asta pe Doom. Au avut același cont, posibil, nu știu. Și să apară și Denis. De ce nu se apare că mi-a dat bani? Pentru că nu am primit pe aici niciodată, dar nu este nicio problemă, stai liniștit că nu... Băiți, o să ne-am plictisit, păi o să opresc live-ul, Tony, dacă te-ai plictisit. Și ne auzim mâine, cel mai probabil. Mă simt foarte răcit, băieți, nu prea sunt în cea mai bună stare așa. Am zis să fac și eu un live și, da, nu știu. Poate dacă mâine seara o să mai, mă simt mai bine, o să fac mâine seara. Astăzi am făcut și baie lui Denis și de asta am întârziat cu live-ul. Poate mâine seara reușim să facem una mai mișto. Dacă nu, mâine ar fi marți, miercuri, joi, nu știu, joi, cred că mâine trebuie să duci cățelul. Atunci, nu știu, vineri o să fiu plecat din oraș, băieți. Joi, de fapt, vineri dimineața plec din oraș. S-ar putea să mă întorc tot vineri. S-ar putea să mă întorc sâmbătă sau s-ar putea să mă întorc săptămâna viitoare, nu știu exact după câte zile. Și o să trebuiască să filmez ceva episoade, cred, o să văd. Vă pup, băi, să aveți noapte. Când mai apar în vlog cu Denis, bă, nu prea am avut timp, sincer, să fac, chiar dacă sunt toată ziua cu el în mână. N-am avut timp să fac episoade. Vă pup, băi, și ne auzim în live următor. Vedeți că mâine dimineață apare episodul, să știți. Avem serie, săptămâna asta avem episoade geniale. N-are rost să le pierdeți. Noapte bună, pa, pa. Băi, sunt cop de răci, băi, sunt cu pastile, sunt pe aici, uitați-vă și voi, fiți atent. Strepsils. De la Nurofen, răceală și gripă. Și aici am niște vitamine, gen. Și acum sunt cu un, sunt într-o ceșcuță, mi-am făcut din ăla, Coldex. Mai fă, mâine ne auzim, băi, noapte bună. Nu știu dacă mai stă Andres live, că uite, a scris cineva Rai de la Andex. Dacă mai stă Andres live, mergeți acolo și vă uitați.